Bună dimineața! Continuăm călătoria noastră în Cuvântul lui Dumnezeu cu pasajul din Exodul capitolul 7 până la capitolul 9. Vom citi despre primele 7 plăgi care au lovit Egiptul. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât într-un an să parcurgem întreaga Scriptură. Exodul 7. Domnul i-a zis lui Moise: Vezi că te-am făcut asemenea lui Dumnezeu pentru Faraon, iar fratele tău Aron îți va fi profet. Să-i spui tot ce-ți poruncesc, iar fratele tău Aron să-i spună lui Faraon să-i lase pe fiii lui Israel să iasă din țara sa. Eu însă îi voi împietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Când Faraon nu va asculta de voi, îmi voi întinde mâna împotriva Egiptului și prin faptele mărețe ale judecății îmi voi scoate armatele din țara Egiptului, pe fiii lui Israel, poporul meu. Și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul, când îmi voi întinde mâna împotriva Egiptului și îi voi scoate pe fiii lui Israel din mijlocul lor. Moise și Aron au făcut astfel. Ei au făcut întocmai cum le-a poruncit Domnul. Moise avea 80 de ani, iar Aron avea 83 de ani când i-au vorbit lui Faraon. Toiagul lui Aron se transformă în șarpe. Domnul le-a vorbit lui Moise și Aron zicând: Când Faraon vă va zice, faceți o minune, atunci să-i spui lui Aron: Ia toiagul și aruncă-l înaintea lui Faraon. Și toiagul se va transforma în șarpe. Moise și Aron s-au dus la Faraon și au făcut așa cum le-a poruncit Domnul. Aron a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și înaintea slujitorilor săi, iar acesta s-a transformat într-un șarpe. Atunci Faraon i-a chemat pe cei înțelepți și pe vrăjitori, și magicienii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Toți și-au aruncat toiegele și acestea s-au transformat în șerpi. Însă toiagul lui Aron a înghițit toiegele lor. Totuși, inima lui Faraon s-a împietrit, astfel că el nu i-a ascultat pe cei doi, întocmai cum spusese Domnul. Prima urgie, transformarea apei în sânge. Apoi Domnul i-a zis lui Moise: Inima lui Faraon este împietrită, nu vrea să lase poporul să plece. Du-te dimineață la Faraon și chiar atunci când se va duce la apă, stai pe malul Nilului ca să-l întâlnești și ia în mână toiagul care s-a transformat în șarpe. Să-i spui astfel: Domnul Dumnezeul evreilor m-a trimis la tine ca să-ți spun, lasă-mi poporul să plece ca să-mi slujească în deșert. Dar iată că până acum n-ai ascultat. De aceea, așa vorbește Domnul: prin aceasta vei cunoaște că eu sunt Domnul. Iată, voi lovi apele Nilului cu toiagul din mâna mea, iar acestea se vor transforma în sânge. Peștii din râu vor muri, râul se va împuți și egiptenii nu vor mai putea să bea apă din Nil. Domnul i-a zis lui Moise: Spune-i lui Aron, ia-ți toiagul, întinde-ți mâna peste apele Egiptului, peste râurile lor, peste canalele lor, peste iazurile lor și peste toate bălțile lor, și ele se vor transforma în sânge. Va fi sânge în toată țara Egiptului, chiar și în vasele de lemn și de piatră. Moise și Aron au făcut așa cum le-a poruncit Domnul. El a ridicat toiagul și a lovit apa din Nil înaintea ochilor lui Faraon și înaintea ochilor slujitorilor săi. Și toată apa din Nil s-a transformat în sânge. Peștii din Nil au murit și Nilul s-a împuțit, astfel că egiptenii n-au mai putut să bea apă din Nil. Și a fost sânge în toată țara Egiptului. Dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Astfel, inima lui Faraon s-a împietrit și el nu i-a ascultat pe Aron și pe Moise, întocmai cum spusese Domnul. Faraon s-a întors, s-a intrat în palat și inima nu i-a fost mișcată de întâmplarea aceasta. Toți egiptenii au săpat de-a lungul Nilului ca să găsească apă de băut, căci nu puteau să bea apă din acest râu. Trecuseră 7 zile de când Domnul lovise Nilul. Exodul 8. A doua urgie, broaștele. Domnul i-a zis lui Moise: Du-te la Faraon și spune-i, așa vorbește Domnul, lasă-mi poporul să plece ca să-mi slujească. Dacă refuzi să-l lași să plece, iată, eu voi lovi tot teritoriul tău cu broaște. Nilul va mișuna de broaște.
Ele se vor sui și vor intra în palatul tău, în dormitorul tău, în patul tău, în casele slujitorilor tăi, ale poporului tău, în cuptoare și în vasele de frământat. Broaștele se vor sui pe tine, pe poporul tău și pe toți slujitorii tăi. Domnul i-a zis lui Moise, spune-i lui Aron, întinde-ți mâna cu toiagul tău peste râuri, canale și iazuri, pentru ca broaștele să iasă în țara Egiptului. Aron și-a întins mâna peste apele Egiptului, iar broaștele au ieșit și au acoperit țara Egiptului. Dar vrăjitorii au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor și au adus broaște în țara Egiptului. După aceea, faraon i-a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, rugați-vă Domnului să ia broaștele de la mine și de la poporul meu și vă voi lăsa poporul să plece ca să-i aducă jertfe Domnului. Moise i-a răspuns lui faraon, ai onoarea să hotărăști când să mă rog pentru tine, pentru slujitorii tăi și pentru poporul tău, ca broaștele să fie luate de la tine și din casele tale și să rămână doar în Nil. El a zis, mâine. Moise a răspuns, fie așa cum spui, ca să știi că nu este nimeni ca Domnul Dumnezeul nostru. Broaștele se vor depărta de la tine, din casele tale, de la slujitorii tăi și de la poporul tău. Ele vor rămâne doar în Nil. Moise și Aron au ieșit de la faraon și Moise a strigat către Domnul cu privire la broaștele pe care le-a adus peste faraon. Domnul a făcut așa cum i-a cerut Moise. Broaștele au murit în case, în curți și pe câmpuri. Ei le-au adunat grămezi și țara s-a împuțit. Când faraon a văzut că are răgaz, și-a împietrit inima, întocmai cum spusese Domnul, și nu i-a ascultat. A treia urgie, țânțarii. Apoi Domnul i-a zis lui Moise, spune-i lui Aron, întinde-ți toiagul și lovește praful pământului ca el să se transforme în țânțari în toată țara Egiptului. Ei au făcut întocmai. Aron și-a întins mâna cu toiagul, a lovit praful pământului și au venit țânțari peste oameni și peste animale. În toată țara Egiptului, praful pământului s-a transformat în țânțari. Vrăjitorii au încercat să facă și ei țânțari prin vrăjitoriile lor, dar n-au putut. Țânțarii se aflau pe oameni și pe animale. Atunci vrăjitorii i-au zis lui faraon, acesta este degetul lui Dumnezeu. Dar inima lui faraon s-a împietrit și nu i-a ascultat, întocmai cum spusese Domnul. A patra urgie, muștele. După aceea, Domnul i-a zis lui Moise, scoală-te dimineață, du-te înaintea lui faraon când se va duce la apă și spune-i, așa vorbește Domnul, lasă-mi poporul să plece ca să-mi slujească, căci dacă nu-mi lași poporul să plece, iată, voi trimite roiuri de muște peste tine, peste slujitorii tăi, peste poporul tău și în casele tale. Atât casele egiptenilor, cât și țara în care locuiesc aceștia, se vor umple de roiuri de muște. Dar în ziua aceea voi proteja regiunea Goshen, unde locuiește poporul meu, iar roiurile de muște nu vor ajunge acolo, ca să știi că eu sunt Domnul în mijlocul țării. Astfel voi face o deosebire între poporul meu și poporul tău. Semnul acesta ți se va arăta mâine. Domnul a făcut întocmai și roiurile de muște au venit în palatul lui faraon și în casele slujitorilor săi și toată țara Egiptului a fost devastată de muște. Atunci faraon i-a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, duceți-vă și aduceți jertfe Dumnezeului vostru în țară. Dar Moise a răspuns, nu este bine să facem astfel, căci pentru egipteni este o urăciune să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru. Dacă aducem înaintea ochilor egiptenilor jertfe care pentru ei sunt o urâciune, nu ne vor omorî ei cu pietre? Vom merge cale de 3 zile în deșert și vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru, așa cum ne va spune. Faraon a zis, vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru în deșert, doar dacă nu veți merge prea departe. Rugați-vă pentru mine. Moise i-a răspuns, iată, ies de la tine și mă voi ruga Domnului ca mâine să îndepărteze roiurile de muște de la faraon, de la slujitorii săi și de la tot poporul. Numai să înceteze faraon să ne înșele și să nu lase poporul să plece ca să aducă jertfe Domnului. Moise a ieșit de la faraon și s-a rugat Domnului. Domnul a făcut așa cum i-a cerut Moise. A îndepărtat roiurile de muște de la faraon, de la slujitorii săi și din poporul său. N-a rămas nici măcar una.
însă și de data aceasta Faraon și-a împietrit inima și n-a lăsat poporul să plece. Exodul 9. A cincea urgie. Molimă peste animale. Apoi Domnul i-a zis lui Moise: du-te la Faraon și spune-i: așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor: lasă-mi poporul să plece ca să-mi slujească. Căci dacă refuzi să-l lași să plece și continui să-l oprești, iată, mâna Domnului va aduce o molimă foarte grea peste vitele tale care sunt pe câmp, peste cai, peste măgari, peste cămile, peste cirezi și peste turme. Dar Domnul va face deosebire între vitele lui Israel și vitele Egiptului, pentru ca nimic să nu moară din ceea ce este al fiilor lui Israel. Domnul a hotărât o vreme zicând: mâine Domnul va face acest lucru în țară. În ziua următoare, Domnul a făcut întocmai. Toate vitele egiptenilor au murit, dar dintre vitele fiilor lui Israel n-a murit niciuna. Faraon a trimis pe cineva să cerceteze și iată că niciuna dintre vitele fiilor lui Israel n-a murit. Inima lui Faraon însă a rămas împietrită și tot nu a lăsat poporul să plece. A șasea urgie, bubele. Domnul le-a zis din nou lui Moise și Aaron: umpleți-vă mâinile cu cenușă din cuptor și Moise s-o arunce spre cer sub privirea lui Faraon. Ea se va transforma într-un praf fin peste toată țara Egiptului și va cauza bube cu puroi pe oameni și pe animale în toată țara Egiptului. Ei au luat cenușă din cuptor și s-au înfățișat înaintea lui Faraon. Moise a aruncat-o spre cer și ea a cauzat bube cu puroi pe oameni și pe animale. Vrăjitorii n-au putut să stea înaintea lui Moise din cauza bubelor, pentru că bubele erau și pe vrăjitori, ca pe toți egiptenii. Dar Domnul i-a împietrit inima lui Faraon și acesta nu i-a ascultat, așa cum Domnul îi spusese lui Moise. A șaptea urgie, grindina. După aceea, Domnul i-a zis lui Moise: scoală-te dimineață, du-te înaintea lui Faraon și spune-i: așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor: lasă-mi poporul să plece ca să-mi slujească, căci de data aceasta îmi voi trimite toate urgiile împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului tău, ca să știi că nu este nimeni ca mine pe întreg pământul. Căci dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit pe tine și pe poporul tău cu molimă, ai fi pierit de pe pământ. Dar te-am ridicat tocmai pentru scopul acesta, ca să-ți arăt puterea mea și astfel numele meu să fie proclamat pe întreg pământul. Încă mai continui să te ridici împotriva poporului meu ca să nu-l lași să plece? Iată, mâine, pe vremea aceasta, voi face să plouă cu o grindină atât de grea cum n-a mai fost vreodată în Egipt din ziua când a fost întemeiat și până acum. De aceea trimite oamenii ca să se adăpostească la loc sigur, vitele tale și tot ce ai pe câmp. Orice om și orice animal care va fi pe câmp și nu la adăpost va muri atunci când grindina va cădea peste el. Aceia dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de cuvântul Domnului și-au adăpostit slujitorii și vitele în case. Dar cei care nu s-au gândit în inima lor la cuvântul Domnului și-au lăsat slujitorii și vitele pe câmp. Domnul i-a zis lui Moise: întindeți mâna spre cer ca să cadă grindină peste toată țara Egiptului, peste oameni, peste animale și peste plantele câmpului din țara Egiptului. Când Moise și-a întins toiagul spre cer, Domnul a trimis tunete și grindină și a căzut foc pe pământ. Domnul a făcut să plouă cu grindină peste țara Egiptului. Era grindină și foc scânteind în mijlocul grindinii. O grindină atât de grea cum n-a mai fost vreodată în țara Egiptului de când a devenit ea o națiune. Grindina a distrus tot ce era pe câmp în toată țara Egiptului, atât oameni cât și animale. Grindina a distrus toate plantele câmpului și orice copac de pe câmp. Singurul loc în care n-a căzut grindină a fost regiunea Goshen, unde locuiau fiii lui Israel. Faraon și-a trimis slujitorii ca să-i cheme pe Moise și Aaron și le-a zis: de data aceasta am păcătuit. Domnul este drept. Eu și poporul meu suntem răi. Rugați-vă Domnului, căci ne sunt de ajuns tunetele lui Dumnezeu și grindina. Vă las să plecați. Nu mai trebuie să stați. Moise i-a răspuns: cum voi ieși din cetate, îmi voi ridica mâinile spre Domnul. Tunetele vor înceta și nu va mai cădea grindină, ca să știi că pământul este al Domnului. Cât despre tine și slujitorii tăi,
știu că nu vă temeți încă de Domnul Dumnezeu. Inul și orzul au fost distruse, pentru că orzul dăduse în spic și inul înflorise, însă grâul și secara albă n-au fost distruse, pentru că erau recolte târzii. Moise a ieșit de la faraon și din cetate și și-a ridicat mâinile spre Domnul. Atunci tunetele și grindina au încetat, iar ploaia nu s-a mai revărsat pe pământ. Când faraon a văzut că ploaia, grindina și tunetele au încetat, a păcătuit din nou și și-a împietrit inima, atât el cât și slujitorii săi. Astfel, inima lui faraon s-a împietrit și nu i-a lăsat pe fiii lui Israel să plece, întocmai cum spusese Domnul prin Moise. Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi, un pasaj extrem de dramatic. Ai observat că la primele două plăgi, vrăjitorii Egiptului au putut să replice minunea făcută? Te-ai întrebat de ce? Oare puterea lui Dumnezeu este egală cu puterea celui rău? Dar ai observat că de fapt ce au făcut vrăjitorii Egiptului a fost doar să înrăutățească situația? Adică dacă minunea lui Moise a transformat apa în sânge, vrăjitorii nu au rezolvat problema, ci au făcut răul și mai mare. La a doua plagă, minunea lui Moise a adus broaștele peste țara Egiptului și, ca și cum nu ar fi fost suficiente broaște în țară, vrăjitorii au făcut și mai mult rău. Aceasta este ceea ce poate să facă diavolul, nimic bun, întotdeauna rău și mai mult rău. De la urgia a treia până la a zecea, vrăjitorii nu mai au puterea să facă acest lucru. De ce? Ca să fie clar pentru toată lumea cine este Dumnezeu. Diavolului îi se permite să contrafacă lucrările lui Dumnezeu o vreme, dar la un moment dat îi se pune limită pentru ca toți oamenii să poată să-L vadă pe Dumnezeu și puterea Lui. Avem un Dumnezeu atotputernic. N-avem să ne temem de nimic atâta vreme cât suntem în brațele Lui. Suntem pe mâini bune. Dumnezeu să fie cu tine și astăzi. Să ai o zi binecuvântată!